La 28 noiembrie 1877, pe stil vechi, după calendarul iulian, de fapt 10 decembrie 1877, după calendarul gregorian, Plevna s-a predat. Generalul turc Osman Pașa, rănit la picior, a depus sabia în fața colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce. Întrebarea care se pune este: a primit colonelul român sabia comandantului turc? Și cine erau cei doi militari implicați în acest eveniment? Haideți să aflăm câteva lucruri despre eroii de astăzi. Osman Nuri, cunoscut ca Sani Buyuk Gazi Osman Pașa, expresie care ar putea fi tradusă ca gloriosul războinic pașă Osman. S-a născut în anul 1832 în provincia Tokat din Anatolia Centrală. Familia sa se mută la Constantinopol, unde tatăl obține o funcție civilă în administrație. Micul Osman este atras de cariera militară. Termină liceul militar din Beşiktaş și în anul 1852 colegiul militar otoman. Participă la războiul Crimeei ca locotenent de cavalerie și este avansat la gradul de prim locotenent, un fel de locotenent major. Cariera sa parcurge mai multe etape în care însușirile de bun strateg, curajul în luptă, abilitatea de a dirija mase mari de oameni i-au asigurat obținerea unor poziții din ce în ce mai importante în armata otomană. Astfel, în 1856 este numit în statul major. În 1857 este avansat capitan și numit bey. În 1861 a fost trimis în Beirut, în Siria, pentru a înnăbuși răscoala lui Yusuf Ekrem. În 1866 este trimis în Creta pentru a înnăbuși o rebeliune, iar în 1868 în Yemen, ocazii cu care este promovat constant, la gradul de colonel, general major, apoi pașă. Conduce armata a treia în Rumelia, apoi armata a patra, cu care învinge trupele sârbe în 1876, ca urmare a faptului că principatul Serbiei își proclamase independența și declarase război Imperiului Otoman. 1877 îl găsește la Vidin, unde își stabilise cartierul general, și în aprilie, după ce trupele ruse trec Dunărea și ocupă cetatea Nicopole, se mută la Plevna, unde construiește o rețea puternică de forturi, redute și linii de tranșee pentru a face față atacurilor armatei ruse și a celor române. După mai multe atacuri respinse, din cauza pierderilor uriașe suferite de armata rusă, marele duce Nicolae, comandantul trupelor ruse, cere sprijinul prințului Carol I, domnitorul României, care pune condiția de a deveni comandantul suprem al trupelor ruse și române de la Plevna. Principele Carol I stabilește ca strategie asedierea Plevnei și controlarea tuturor căilor de aprovizionare a armatei turce pentru a o determina să capituleze. Aceste operațiuni duc la încercarea comandantului trupelor otomane de a ieși din încercuirea pe care armatele ruso-române o constituiseră. În noaptea de 27 spre 28 noiembrie, turcii declanșează un puternic contraatac care este stopat de comandantul diviziei a doua române, colonelul Cerchez, acțiune ce determină capitularea generalului Osman Pașa. Mihail Cristodulo Cerchez s-a născut la 8 iunie 1839 în Bârlad, județul Tutova sau județul Vaslui de astăzi, în Principatul Moldovei. Provine dintr-o veche familie boierească. Tatăl, medicul Nicolae Cristodol, și mama era fica hatmanului Costachi Cerchez. Acesta și-a desăvârșit educația la proaspăt înființată Academie Mihăileană, fiind angajat ulterior la Departamentul Justiției. Era preocupat de istorie, face săpături la movila râbâiei de pe moșia sa de la Râșești, județul Fălciu, rezultatele fiind publicate în revista Convorbiri Literare. Familia sa era de naționalitate circaziană sau cercheză, după cum ne spune și numele,
Cerchezii erau un grup etnic care proveneau din regiunea Caucazului. Acesta s-a înrolat voluntar în armată în anul 1855 cu gradul de cadet. Parcurge toate gradele militare și intră în corpul ofițerilor în 1857 ca sublocotenent, deși nu avea studii militare. În 1858 devine locotenent, capitan în 1860, major în 1863, locotenent colonel în 1867, în 1870 colonel și general de brigadă în 1877, când comandă pe rând corpul de observație, apoi divizia a doua și a întâia infanterie, divizia de rezervă, divizia a doua infanterie și a patra. În războiul de independență, cu divizia de rezervă, a asigurat spatele armatei de operațiuni și apoi a participat la încercuirea Plevnei. Mihail Cristodulo Cerchez a fost ofițerul armatei române căruia Sani Buyuk Gazi Osman Pasha îi predă sabia ca semn al capitulării armatei otomane. Ofițerul român refuză însă să primească sabia de la comandantul turc, motivând faptul că nu are aprobarea domnitorului Carol I. În acest fel, sabia lui Osman Pasha va fi luată de generalul rus Ganetski, ofițer care avea un grad similar cu cel al ofițerului turc. Mihail Cristodulo Cerchez a fost membru al societății literare Junimea, a fost decorat cu Steaua României în grad de ofițer, Virtutea Militară de Aur, Crucea Trecerii Dunării și Apărătorii Independenței. Se stinge din viață la 12 iulie 1885 în urma unei boli incurabile și este înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iași. Un bust al ofițerului român este amplasat în parcul muzeului din Plevna. Osman Pasha rămâne captiv în Rusia până la semnarea tratatului de la Berlin, din 13 iulie 1878. Se întoarce apoi la Constantinopol, unde este primit ca un erou și este avansat la gradul de mareșal. Obține de 4 ori funcția de ministru de război. Acesta moare în anul 1900 la 5 aprilie și este înmormântat lângă moscheea ridicată în memoria sultanului Mahomed al II-lea, zis cuceritorul, pe care Osman Pasha îl venera. Osman Pasha este privit ca un erou și astăzi. Turcii elogiază drzenia cu care acesta a luptat și pe mormântul său este arborat steagul Turciei. În România, nu știu cine își mai amintește numele generalilor care au condus trupele române la 1877. Atât pentru astăzi, dragii mei. Aceasta a fost povestea capitulării lui Osman Pasha, a sabiei sale și a ofițerului român care a avut onoarea de a refuza un astfel de prizonier. Și totuși, am omis ceva. Am căutat date despre sabia predată de generalul turc și am găsit următoarele. Se pare că ar fi fost expusă în Muzeul Regiunii Porților de Fier din Turnul Severin, județul Mehedinți, de unde s-a constatat dispariția sa în anul 1992. Circulă legenda că un cetățean turc ar fi aranjat o echipă de profesioniști pentru a recupera acest obiect de patrimoniu și a-l duce în Turcia. Dacă cineva are informații care ne-ar putea ajuta să aflăm unde este sabia generalului Osman Pasha, aștept să le împărtășiți cu noi în secțiunea de comentarii. Vă las la final videoclipul despre Peneș Curcanul, veteranul care a existat în realitate și care a participat la 4 campanii militare. Acest videoclip este în continuare restricționat. Și nu uitați că până data viitoare, vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!